Slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului! Iubiți frați și surori, mulțumim Celui Preanalt că în această dimineață avem din nou harul să fim în casa Lui, la o zi deosebită, împărtășie, vrând să stăm la masa Domnului. Ne bucurăm pentru frumoasele cântări care până aici s-au intonat, în care noi, cu sufletul nostru, ne-am apropiat de Domnul, i-am dat laudă și slavă, iar acum ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să lase cuvântul Lui pentru noi și ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, să ne zică Domnul în relație cu cina Domnului și felul în care noi ne apropiem de cina Domnului. Pasajul care a fost citit în această dimineață este un pasaj care vorbește despre felul în care Apostolul Pavel a început să facă rânduială în biserica din Corint, o biserică unde Apostolul Pavel a venit și a început o lucrare de misiune, a evangelizat și a sădit o biserică și pe lângă el alții au început să lucreze, să ajute și să contribuie la această lucrare lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, privind înapoi, plecând mai departe în lucrarea sa, primește veste că în Corint sunt niște probleme și încă probleme destul de mari. Contextul întreg al cărții 1 Corinteni ne vorbește despre aceste situații care Pavel le adresează în niște capitole, dacă le-am putea spune, în care el vrea să corecteze anumite situații care le vede în biserica aceea. În primul rând putem vorbi despre o biserică divizată. Privește înspre ei și vede că sunt partide. Unul ia lui Pavel, altul ia lui Apollo, altul ia lui Chifa și frații între ei se împărțeau după care îi plăcea mai mult. Apostolul Pavel încearcă să repare acest lucru spunând, voi sunteți toți ai lui Hristos. Hristos a murit pentru noi, El ne-a mântuit și dacă cineva trebuie să fie înălțat între noi, este Domnul nostru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Privește Apostolul Pavel și vede foarte multă imoralitate. Și știți bine din 1 Corinteni 6, 1 Corinteni 7, problema curviei din Corint era una groaznică, unde erau pur și simplu o sfială, o laudă asupra unor stări destul de păcătoase care se întâmplau. Și vine Apostolul Pavel să repare situația spunând, este nevoie de o curăție și o puritate când stăm înaintea lui Dumnezeu. Vorbim despre contaminare cu idolatria. Corintul era un oraș care era pur și simplu plin de idolatrie, temple idolești, jertfe idolești și oamenii care se converteau și veneau la Dumnezeu erau de multe ori în contact cu aceste temple idolești și era un risc acum, rămânem să mai mâncăm de acolo, nu mai mâncăm de acolo și frații începeau să aibă probleme cu situația aceasta. Era o problemă cu o neorânduială în biserică, ba vorbea unul, ba striga altul, ba se ruga altul mai tare și era oarecum o neorânduială și Apostolul Pavel vede problemele acestea și începe să le trimită o scrisoare în care să le explice cum ar trebui să se comporte ei în casa lui Dumnezeu și cum ar trebui să se raporteze față de lucrarea Domnului, față de predicare, față de prorocie, față de darurile Duhului Sfânt, față de cina Domnului. Și Apostolul Pavel începe să-L descrie pe Dumnezeu într-un mod în care noi în ziua de astăzi nu prea des Îl mai descriem. Din pasajul nostru, ultimul verset, sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie, suntem noi mai tari decât El? În ziua de astăzi, în vremea noastră contemporană, ne-am obișnuit să-L descriem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dragostei nemărginite, ca un Dumnezeu care iubește, ca un Dumnezeu care vrea să facă totul, să salveze pe toți oamenii. Și este normal, este drept, este o realitate scripturală. Scriptura vorbește în Ioan capitolul 3 cu versetul 36, care este versetul de aur al nostru, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu. Dumnezeu iubește oamenii, Dumnezeu vrea mântuirea fiecăruia și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să mântuie întreaga lume. Mărit să fie numele Domnului! Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să înțeleagă că Dumnezeu nu are dragoste, ci cum zicea Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 4, versetul 8, Dumnezeu este dragoste. El însăși este definiția dragostei. Dragostea este ceva luat din Dumnezeu și această dragoste nemărginită, sacrificială, s-a arătat în faptul că atunci când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Mărit să fie Domnul! În 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 9, Apostolul Petru îl descrie pe Dumnezeu ca un Dumnezeu îndelung răbdător, care nu dorește ca nimeni să piară, ci ca toți oamenii să vină la pocăință.
Și în vremea de astăzi, acest portret al lui Dumnezeu este cel mai pus înainte. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu e bun, Dumnezeu iubește pe toți. Și desigur, într-o societate care parcă tot mai mult ne cere răspuns și socoteală față de credința noastră, noi încercăm să-L prezentăm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dragostei. Vă spuneam cu câteva timp mai în urmă că era la un moment dat la servici și eram pus într-o situație unde mi se cerea să dau răspuns față de cum privim noi homosexualitatea. Zicând, creștinii noi știm că sunt împotrivă, Dumnezeu nu-i place, păi cum e cu asta? Dumnezeu urăște pe aia, Dumnezeu iubește pe unii, cum rămâne cu situația aceasta? Și de multe ori ne vedem puși într-o situație unde încercăm să prezentăm pe un Dumnezeu numai al dragostei. Nu, El de fapt pe toți oamenii iubește, pe toți vrea, știți, numai că noi n-am înțeles bine, dar Dumnezeu e dragoste. Priviți în schimb ce face Pavel. Pavel întoarce un pic situația și spune, oameni buni, voi trebuie să realizați un lucru, Dumnezeu ăsta e bun, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu a dat pe Fiul Său să moară pentru noi, dar Dumnezeu este mare și de temut. Și zicea el, vrem să îndărătăm pe Domnul la gelozie, există posibilitatea să trăiești în așa fel încât să-L faci pe Dumnezeu pe drept, vrășmaș cu tine. Și în momentul acela spune Pavel, să nu credem că suntem noi mai tari decât Dumnezeu. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu un Dumnezeu puternic și tare mânios pe păcătoși, gata să-și reverse mânia sa peste cei ce nu vor să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați cuvintele Apostolului Pavel în Roman, capitolul 11, versetul 22. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, al minteri, vei fi tăiat și tu. Asprime și bunătate. Este bun Domnul, desigur, dar Dumnezeu este mare și drept și în dreptatea sa pedepsește orice fel de fără de lege. Dacă privim în Vechiul Testament, în Numeri, capitolul 25, vine Balaam și învață poporul să trăiască în curvie, să mănânce, să dea la curvie, ca în felul acesta să poată fi biruit Israel. Și la un moment dat, când totul se răsfrânge, când oamenii aceștia încep să jertfească idolilor, să trăiască într-o imoralitate foarte mare, se întâmplă un lucru groaznic. Dumnezeu se mânie pe el. Domnul a zis lui Moise, Numeri 25, strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Și în versetul 9, 24.000 au murit loviți de urgia aceasta, aceea. Un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care iubește păcătoșii și totuși Dumnezeu nu face compromis cu păcatul. Păcatul este păcat și Dumnezeu este sfânt în veci de veci. Mărit să fie numele Domnului. Vine în Evrei, capitolul 12, cu versetul 29, Apostolul Pavel și din nou îl prezintă pe Dumnezeu într-un mod minunat, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeu nu iubește păcatul și Dumnezeu vrea sfințire pentru cei care se apropie de El. Apostolul Pavel, în cadrul cinei, îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept care vrea sfințire. Și în această dimineață este important să înțelegem această, dacă ați vrea, perspectiva asupra lui Dumnezeu, dacă ar fi să venim în fața Domnului la cină, într-un mod vretnic, de harul care ne-a fost adus. În contextul cinei există un risc deosebit și aș intitula mesajul meu în această dimineață cină, cu inima împărțită la cina Domnului. Este foarte posibil să vii în casa Domnului la cina Domnului, să vrei să iei parte cu Domnul, dar să fii cu inima împărțită. Și haideți să vedem un pic cum se poate să fii un om cu inima împărțită îndeosebi când vii la cina Domnului. Există un fel de a privi lucrurile, o experiență de duminică și trăirea vieții. Sunt anumiți oameni, anumiți creștini, care trăiesc o experiență de duminică. Vin la casa lui Dumnezeu duminică, se îmbracă frumos ca frații, dau pacea Domnului cu ceilalți, participă, ascultă, cântă, se roagă și ei, dar în momentul când au plecat acasă, această experiență de duminică rămâne la biserică. Viața lor de peste săptămână n-are nimic de a face cu trăirea creștină.
prin aportul lor, prin vorbirea lor, prin îmbrăcămintea lor, prin felul în care răspund felurilor situații cu care se confruntă, prin felul în care se lasă biruiți de felurite ispite sau de felurite trăiri. Și există această discrepanță posibilă în viața oamenilor. Să trăiești cu Dumnezeu în momentele când ești sunt consacrate pentru Dumnezeu, dar în rest să trăiești viața de zi cu zi ca un om oarecare. Și aceasta este o foarte mare problemă. Domnul Iisus vorbea împotriva acestei stări zicând în Matei 6, 24, nu puteți sluji la doi stăpâni, sau veți iubi pe altul, sau veți nesocoti pe celălalt. Este imposibil să trăiești cu Dumnezeu într-o experiență de duminica, iar după aceea în restul săptămânii să trăiești cum vrei tu. Iar apoi din nou să vii la casa Domnului la cină să spui, acum mă curățesc că trebuie să vin înaintea Domnului. Este imposibil, este o stare de a avea inima împărțită. Iacov capitolul 4 cu versetul 8 spunea apostolul Iacov de niște oameni păcătoși cu inima împărțită. Felul acesta de a fi cu inima împărțită și cu Dumnezeu și cu lumea este o stare păcătoasă înaintea lui Dumnezeu și aceasta este o imposibilitate moral vorbind să stai la masă cu Domnul cum trebuie și să trăiești și tu cum vrei. Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Noi suntem chemați să avem o trăire ca și Iisus Hristos, nu doar duminica, nu doar la cina Domnului, dar în fiecare zi. În 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 6 spunea apostolul că dacă zicem că îl iubim pe Hristos, trebuie să trăim și noi cum a trăit El. Mergând mai departe în Galateni 2 cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Viața mea de zi cu zi, felul în care eu mă raport la celelalte lucruri, nu este din perspectiva dorinților mele, ci prin felul în care Hristos lucrează în viața mea. În Galateni 4 cu 19, copilașii mei pentru care din nou simt durerile nașterii până va lua Hristos, chip în voi. În noi trebuie să se vadă Dumnezeu prezent. În noi trebuie să se vadă viața lui Hristos. Așa fel încât oricare om fiind în afară, că aude Evanghelia sau nu, doar privind la viața noastră, să-L poată vedea pe Dumnezeu. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Există câteva riscuri la o astfel de stare când ne apropiem de cina Domnului, să fii cu inima împărțită. Și haideți să privim pe scurt ce învață Pavel pe Corinteni despre cina Domnului. Dacă ar fi să vorbim cum trebuie să ne pregătim, trebuie să înțelegem de fapt ce este cina Domnului pentru noi. În primul rând, Pavel învață că cina nu este un eveniment lunar sau săptămânal, ci este un mod de viață. Versetul 21, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Adică noi avem o părtășie cu Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim cu Dumnezeu și este imposibil, spiritual vorbind, să trăiești și cu lumea și cu Dumnezeu când vine cina. Nu se poate. Nu poți să spui trei zile înainte de cină, mă pocăiesc. Nu mă uit la filme, nu mai vorbesc cuvinte rele, nu mai mă împac cu toți care am supărat, sunt și ăla care nu-mi place de el, că vine cina. Și după cină, înapoi la noastre. Las că acum avem 3 săptămâni jumate, 4 săptămâni jumate, facem ce vrem, trăim cum vrem, mergem unde vrem, după aia iară vine cina, iar ne pocăim, că dacă vine cina trebuie să fim curați, ne ierte Domnul. Nu se poate, cina nu este o experiență așa de lună, este un mod de viață. Pentru că spunea Apostolul Pavel în textul nostru consacrat pentru cina Domnului, 11 cu versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Dar auziți ce spune Pavel încă la început la Corinteni. Noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. Adică perspectiva vieții noastre este una a jertfei lui Iisus Hristos pentru noi. Noi trăim pentru că El a murit pentru noi. Noi trăim pentru că El ne-a salvat. Mărit să fie numele Domnului! Și în felul acesta, proclamarea de la cina Domnului nu este nimic altceva decât ceea ce noi facem în fiecare zi. Noi credem că Iisus Hristos este Domnul în veci de veci. Mărit să fie Domnul! În al doilea rând, cina ne face părtași vieții Lui. Versetul 16 din textul nostru care a fost citit, spune Apostolul Pavel în felul acesta. Versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos?
Când vorbim despre sânge, în cărțile Pentateuhului spune Dumnezeu că viața este în sânge. Sângele, de fapt, reprezintă viața omului. Împărtășirea cu sângele lui Hristos este împărtășirea cu viața lui Hristos. Adică noi suntem chemați să trăim o viață ca și Hristos. Viața noastră trebuie să reflecte viața lui Hristos, cum argumentam la început. O viață de lipsuri de multe ori, nu de abundență. O viață de oboseală, mergând și alergând în lucrarea lui Dumnezeu, nu o viață de desfătare trăind cum vrem noi. O viață fără multe avuții, dar o viață dedicată lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, vulpile au vizuini și păsările au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își pleca capul. Și de multe ori lucrurile acestea ale vieții sunt în stare să ne cuprindă inima în așa fel încât să ne tragă de la Dumnezeu. În al treilea rând, cina Domnului ne face părtași trupului lui Hristos și pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Când vorbim despre trupul lui Hristos, vorbim despre suferind ca și El, vorbim despre a fi gata să întoarcem mângâiere pentru lovitură, vorbim despre a fi gata să iertăm chiar și atunci când suntem chinuiți. Hristos se ruga pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A ne face părtași trăirii lui Dumnezeu, trăirii lui Hristos și felului în care El a fost tratat. Aceasta înseamnă să iei parte la cina Domnului. În al patrulea rând, cina ne înfrățește ca biserică, versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți suntem un trup, căci toți luăm parte, o parte din aceeași pâine. Cina ne înfrățește și este foarte posibil ca între frați să existe discordii, certuri, supărări, de la nu-mi place, că e de neamul lucutare și neamul lucutare știu eu cum e neamul lucutare, dar ăla nu-mi place că am auzit că a făcut o greșeală și cum adică ăia să intre în adunare, este foarte posibil să analizăm oamenii din ceea ce privim noi și să nu mai privim din perspectiva lui Dumnezeu, care a murit pentru toți păcătoșii. Mărit să fie numele Domnului! El așteaptă ca toți să se întoarcă la viață și posibil să privim în felul acesta și atunci să nu fim în stare să luăm cina împreună. Dumnezeu, când venim la cina Domnului, vrea să avem o relație bună cu ceilalți. Spunea Domnul Iisus despre acest exemplu și aș vrea să citesc acest verset din Matei 6, capitolul Matei 5 cu versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pediapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pediapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pediapsa focului ghienei. Așa că dacă îți aduci darul la altar, și aici vorbim despre ce zicea Pavel în versetul 18, uitați-vă la Israelul după trup, căci cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în părtășie cu altarul, adică cei ce vin să ia parte la cina Domnului, ei se fac părtași lucrării lui Dumnezeu. Și în felul acela nu poți să spui fratelui tău, nebunule, prostule, răule, știi de tine, nu-mi place, și să ai așteptările ca Dumnezeu să te primească cu brațele deschise când întinzi mâna în farfurie. Dacă vrei să stai la masa Domnului, astăzi Dumnezeu îți cere să ierți pe cei din jurul tău. Că sunt buni, că sunt răi, că te iubesc, că nu te iubesc. Aceasta a făcut Iisus Hristos. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Cina ne pune în comuniune cu Dumnezeu. Cei ce mănâncă sunt în părtășie cu altarul. Cina ne face parte cu o trăire, nu de o apartenență, spunea Pavel, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinare la idol. De aceea, de fapt, se leagă de pasajul mai dinainte. Cei ce au fost al lui Israel au fost botezați în mare pentru Moise, botezați în nor, călăuziți, hrăniți, ei ca și noi care am fost pentru Hristos. Și totuși cei care l-au văzut pe Dumnezeu s-au răzvrătit împotriva Lui. De aceea spunea Pavel, de aceea și voi nu fiți ca ei. Pentru că cine ar de-a face cu o trăire zilnică cu Dumnezeu, nu cu apartenența unui cult sau gândirea că noi suntem penticostali și de aceea suntem sfinți. Avem nevoie să trăim sfânta pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta! În contrast cu imposibilitatea și asocierea aceasta, ne pune Pavel împărtășirea cu idolii.
Un aspect istoric este că acești corinteni erau de multe ori în confruntare cu templele idolești și cu mâncarea care era jertfită idolilor. Dar este un aspect contemporan. Un idol este ceva căruia tu îi acorzi mai mult timp decât lui Dumnezeu. Și în sensul acesta spunea Apostolul Pavel, deci ce vă zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva sau nu, sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Adică jertfirea către idoli este o perspectivă de trăire ca lumea. Neamurile jertfesc. Și este posibil să ajungi și tu un închinător la idol când începi să trăiești și tu ca lumea. Și în ultimul minut care ne-a mai rămas, stați-mi voie pe scurt să argumentez 5 lucruri care sunt posibile ca să le facem într-o trăire ca lumea și în felul acesta să păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Este o dorință de a vedea lumea, ca Dina. A vrut să vadă ce se întâmplă afară. Oare cum se îmbracă ei? Oare cum trăiesc ei? Oare ce fac ei când merg împreună la petrecerile lor? În al doilea rând, o asociere cu lumea. Și privim aici cum oamenii încep să se organizeze tot mai mult ca lumea. Vor să voteze ca lumea, vor să aibă structuri ca și lumea. Există o proximitate în trăire cu lumea. Și se aminte la ori de rugăciune despre Lot, care la început era până la porțile Sodomei. Când au venit, îngerii l-au găsit la poarta Sodomei. Și zicea Apostolul Pavel, Apostolul Petru în epistola sa, că el trăia în urmă în mijlocul lor. În felul acesta te apropii tot mai mult de a trăi cu lumea și ca și lumea. Există o nemulțumire ca și lumea. De ce numai la noi Dumnezeu ne cere să trăim așa? De ce numai noi să fim îmbrăcați așa? De ce numai noi să nu mâncăm sau să mâncăm? De ce numai o nemulțumire? Și în ultimul rând, o răzvrătire ca și lumea. Cum s-au răzvrătit și ei în final, care au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nostru nu-i drept. Cum adică să facă așa într-o familie, să lase o boală, să lase o încercare? Păi Dumnezeu nu-i drept. Acestea sunt stări progresive în trăirea cu lumea, în care dacă nu suntem atenți, putem să ajungem să fim într-o împărtășire cu idolii acestei lumi. Concluzionează Apostolul Pavel. Judecă tu, fratele meu, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri. Iubiți frați și surori, astăzi stăm în fața Domnului, la cina Domnului și vrem să stăm împreună cu Domnul. Judecați voi singuri, oameni buni, zicea Apostolul Pavel. Dacă este normal să trăiești cum vrei, iar apoi într-o singură duminică să vii și să spui, pot să mănc la masa Domnului. Cina Domnului necesită o viață trăită cu Dumnezeu ca să poți să fii în părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu este bun, dar nu ne socoti și asprimea Lui. Nu te lua la întrecere cu Dumnezeu, căci Dumnezeu este mult mai tare decât noi. Și în ultimul rând, alege astăzi, ori cu Dumnezeu consecvență în pocăință, ori nu se poate să trăiești din lună în lună doar când vine cina. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu în această zi să ne dea sfânta pocăință fiecăruia, să lucreze în viața noastră de săvârșirea și în toate și întotdeauna dragostea lui Hristos, pocăința și sfințirea lui Dumnezeu să se vadă în viața noastră. Amin.